Au fost odată ca niciodată trei purceluși. Zilele treceau, frații se făceau din ce în ce mai mari. Iar într-o bună zi, mama lor le-a spus că a venit momentul să-și încerce norocul în lume și să se așeze la casa lor. Înainte să plece, i-a sfătuit ca orice ar face să fie serioși și muncitori dacă vor ca lucrurile să meargă bine și să nu aibă de suferit. Purcelușii, nerăbdători să pornească în noua aventură, și-au făcut bagajele, și-au îmbrățișat mama și au pornit. La scurt timp de la plecare, le-a ieșit în cale o pădure cu o poiană minunată, plină de flori. Purcelușii noștri au uitat de ce plecaseră și au început să se joace în iarbă, fără nicio grijă, bucurându-se de zilele însorite de vară. După un timp însă, vremea a început să se răcească. Ar trebui să ne construim căsuța! Mai e destul până la iarnă! Să ne jucăm! Când va veni vremea, îmi fac singur un adăpost. Cum vreți, eu nu vreau să mă prindă zăpada afară. Purcelușul mijlociu și mezinul au continuat să facă tumbe și să se joace fără să stea pe gânduri. Într-o dimineață, deasupra lacului apăruse însă o poșghiță de gheață, așa că au trecut la treabă, fiecare cum s-a priceput. Am să-mi fac o colibă de paie! Se face repede și n-am chef să muncesc prea mult! Zis și făcut. Până la amiază, coliba mezinului era gata. Eu am să-mi ridic o colibă de nuiele. Până apune soarele, am terminat cu munca. Căsuța de nuiele a fost isprăvită și ea în câteva ceasuri. Hai cu mine, să vedem dacă fratele cel mare și-a construit și el căsuța. Să mergem! Cei doi purceluși mai mici îl găsiră pe fratele lor lucrând de zor la căsuță. Aceasta era din piatră și cărămidă, avea ferestre, obloane și uși din lemn zdravăn. Ce construiești aici? O fortăreață? Așa trebuie să fie casa purcelușului, ca o cetate. Dar de ce? Îți e teamă de careva? Cu toții ne ferim de lupul cel rău. În tot acest timp, purcelușul cel mare continua să muncească. Frații lui s-au dus să se joace în pădure, guițând vesel nevoie mare. De unde se aude atâta gălăgie? Lupul porni să vadă cine face așa zarvă. Ce bled e fratele nostru cel mare! Unde a auzit el de lupi în pădurea noastră? Și dacă ar fi, ce? Ia, să-mi apară mie în față un lup, imediat îl pun la pământ! Nici unul nu văzuse un lup în carne și oase în viața lui. Deodată, de după un copac, sări chiar lupul cel mare și rău. Avea ochii precum tăciunii aprinși și colții imenși îi ieșeau din gură. Să fugim! Ajutor! Ajutor! Mezinul ajunse primul la căsuța lui de paie. Intră și zăvorî ușa. Deschide! Deschide! Am să stărâm coliba dacă suflu peste ea. Și lupul suflă de trei ori, iar casa mezinului căzu ca spulberată de un uragan. Mezinul o luă la sănătoasă spre casa fratelui său, mijlociul. Minunat! Acum vă voi mânca pe amândoi! Și lupul se puse iar pe suflat. Casa de nuiele era ceva mai rezistentă, așa că a trebuit să sufle de mai multe ori.
A doua casă a căzut însă și ea, iar purcelușii au rupt-o la fugă spre casa fratelui cel mare. Deschide! Noi suntem! Intrați! Repede! Aici nu avem ce păți. Suntem în siguranță. Casa mea e solidă, din cărămidă. Cine e? Deschide! Nici nu mă gândesc! Am să vă mănânc pe toți trei! Oricât de puternic sufla lupul, casa era de neclintit. Când era cât pe ce să se dea bătut, zări hornul de pe acoperiș și îi încolți altă idee. Aha! Vedeți voi, purcelușilor! Ați încurcat-o! Oare ce se aude? De ce o curge funingina pe capacul cazanului? Veți vedea imediat! Și așa ajunse lupul nostru să cadă taman în cazanul clocotind al purcelușilor. Abia s-a putut salva, sărind pe horn și fugind hăt în adâncul pădurii, de unde n-a mai auzit nimeni de el. Iar purcelușii au trăit liniștiți și fericiți în casa trainică de cărămidă și n-au mai uitat niciodată că, așa cum le spusese mama lor, pentru ca un lucru să reziste și să-ți fie folositor, e nevoie de efort și muncă. Nimic trainic nu se obține ușor.